Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul de știri al zilei de astăzi. Iată care sunt subiectele zilei. Grădinița din funduri vechi renovată. Centrul orașului în stare dezastruoasă. În ultimii ani, grădinița din satul funduri vechi a îmbrăcat o altă haină. Copiii se simt aici ca acasă, este cald și confortabil datorită proiectelor implementate cu succes de autoritățile locale. Mai multe detalii în cele ce urmează. Grădinița din funduri vechi și-a schimbat aspectul în ultimii 7 ani. În anul 2009, în grădiniță au fost investiți circa 100 de mii de lei pentru construcția WC-urilor lăuntrice și schimbarea geamurilor. Tot în același an s-a construit și sistemul de canalizare al instituției, creind și condiții moderne pentru copiii din localitate. În cadrul implementării acestui proiect din bugetul local, la acel moment s-a reparat canalizarea. Iarăși s-au schimbat geamurile la grădiniță, a fost procurat mobilier în grădiniță, a fost conectat la pieduct și grădinița și construit WC-ul lăuntric. În anul 2010 grădinița a fost mobilată cu mobilier nou, în sumă de circa 60.000 de lei. Astăzi, grădinița este una din cele mai moderne din localitățile rurale, care le oferă copiilor toate comoditățile. Toate acestea datorită primarului localității, care modestă din fire spune că e și meritul celor din echipa de consilieri, cât și a oamenilor din preajmă, care o susțin mereu și care o încurajează să aplice la noi și noi proiect. Gropi la fiecare pas, nu doar în piață, ci și pe trotuare. Totuși, unii agenți economici încearcă să facă unele eforturi ca terenul lor să arate ca unul european, dar acestea sunt insuficiente, deoarece fiecare face așa cum îi dorește inima. Potrivit legii, unii agenții economici sunt responsabili de terenul adiacent clădirii unde activează, dar acesta încearcă să placeze responsabilitatea pe umerii autorităților, deoarece ei achită taxa de amplasare în bugetul primăriei. Mai multe detalii în reportajul ce urmează. Drumurile din centrul orașului Glodini arată din nou ca unele de pe vremea războiului. Bani pentru reparația lor mereu nu ajung, ori dacă și sunt, atunci doar pentru cârpitul acestor drumuri, care rezistă doar o singură iarnă. Și mai rea este starea trotuarelor din fața clădirilor unde activează agenții economici. Cu toate că unii de ei fac unele eforturi ca terenul adiacent clădirii să arate bine, alții se pare că nu își cunosc deloc obligațiunile și de aici apare întrebarea: de ce unii agenți economici au făcut reparații sau au renovat din nou tot, iar unii nu? Dar continuă să presteze servicii oamenii cu trotuarul într-o stare deplorabilă. Я считаю, что эти магазины, которые не оформляют и не делают вот так, как они, хоть скромно, неудобно, надо давать просто штраф, потому что вокруг магазина, вокруг территории, везде надо сделать. Вы посмотрите вокруг, какая у нас грязь, везде все. Поселок у нас небольшой, а грязи больше, чем людей. И каждый магазин должен обязательно делать вот это, чтобы было красиво. Ведь даже во время войны, если помним, наши предки тогда белили, находили известь, сделали красиво. А сейчас у нас есть возможность. Только это было бы желание. А вот то дело, что желания нету. Eu ситуация дезастроас, cum s-ar spune. Bine că știuți să mărească taxa pe drumuri. Și drumurile sunt destul de distruse, cât și trotuarele. Se vede că lucrează bine și administrația, atâta și conducerea, cât și primăriile. Eu nu știu cine ar trebui să răspundă de asta, dar cred că suntem într-o situație destul de proastă. Dar ăștia vând aici, ăla se fac tot. Asta eu zic. Cum dinaintea lor, ce-i bardac așa. Așa că asta e. Au făcut botca, las fac și dinainte ce-i curat. Cred că primăria noastră se impune ca agenți economici să-și facă trotuarele în fața ghirecilor sale, în fața magazinilor sale. Majoritatea agenților economici nu au fost de găsit, ori au refuzat să dea un interviu despre nepăsarea lor față de trotuarele adiacente ghiretilor sau localurilor ce le dețin sau arendează. Unii agenți economici promit totuși că lucrurile se vor schimba în bine. Acum, când am început afacerea, a început o iarnă și n-am dovedit să repar, dar noi să reparăm acum, în primăvară, ne planificăm să reparăm cu toți care au rendat aici încăpere, să punem de la mână și să reparăm, ca să fie tot o fațadă plăcută și să renoim centrul Glodenilor. Autoritățile însă spun că agenții economici sunt obligați să facă curățenie pe trotuarele adiacente clădirii ce o dețin, dar nu și reparația lor. Reparația și renovarea trotuarelor ține de demnitatea agenților economici.
Agenții economici răspunde terenul adiacent clădirii unde își desfășoară activitatea. Totuși, aceștia nu se prea grăbesc să le amenajeze. Cinematograful din Căușeni are puține șanse de a deveni cinematograf. Asta deoarece proiectul inițial a fost modificat. Specialiștii responsabili de executarea lucrărilor spun că antreprenorul a schimbat sarcinile astfel încât aici va apărea centru comercial, o filială a băncii sociale, o cafenea, iar la etajul 2 o sală mică de cinema. Promisiunile făcute de antreprenori, precum că în toamna anului 2014 căușănenii se vor putea bucura de un cinematograf nou-nouț în centrul orașului cu două săli de cinema, unde vor putea fi urmărite cele mai recente ecranizări mondiale, se pare că au fost surpate de ideile unui antreprenor care a dat indicații grupelor de muncitori să schimbe proiectul pe interior. Și asta deoarece sala mare, care era preconizată pentru spectacole și cinematograf, va fi divizată în două și va servi drept centru comercial. În dreapta acesteia va apărea o filială a băncii sociale și tot la parter va fi și o cafenea. Adică cam puțin șansă avem să avem o sală de kinoteatru așa cum ne-am văzut-o inițial. Păi, de ce? Că beneficiarii au hotărât ca din sala cea mare a acestui kinoteatru să fie împărțită în două nivele, adică pe primul nivel să fie amplasat un market, o unitate de comerț, iar la doilea nivel să fie sala de kinoteatru. Eu, ca constructor, nu văd să s-aminie a sală de kinoteatru. Asta va fi, nu știu ce, dar numai nu kinoteatru. Practic, înălțimea acestei camere, acestei săli de kinoteatru, va fi una foarte mică și ca volum acolo, în jur la 350 de locuri de oameni care o să vizioneze. Eu nu știu cum o simt ei acolo. Fiindcă înălțimea să fie în jur la 2 metri, de la 2 metri în partea din spate și 2 jumate, 3 maximum în față. Așa încăpere nu s-a și aici am dorit noi să avem. Chiar dacă lucrările se execută, însă eu am avertizat beneficiarii ca aceste schimbări să fie confirmate de către autorul de proiect care are numai și numai el dreptul să facă aceste schimbări. Și, bineînțeles, să coordoneze și cu autoritățile publice locale, care inițial au fost transmis acest cinematograf pentru a-i menține destinația. Eu nu văd destinația lui ca kinoteatru. Muncitorii care execută lucrările susțin că întâmpină unele dificultăți în ceea ce privește aprovizionarea cu materiale de construcție, fapt ce încetinește procesul de lucru. Facem palovca, ne ocupăm cu construcția, cum să spun. Turnăm zidurile astea cu cochileți, clădim pentru o palovcă, să ia palovcă, abin. Ce să fie aici? Ce să fie bara, să fie băieții. Aici jos, așa îmi pare că banca socială, dacă nu mă greșesc, acolo jos, unde a fost cândva e cinemaua, la primul etaj să fie un supermarket. Așa, până și așa merge vorba, dar așa să fie mai departe să vedea. Este mult lucru și lucrători cam sunt ei. Mai trebuie să lucrători, dar asta nu e în competența noastră. Sunt alea și neajunsuri. Adică? Mai lipsesc de materiale cu... Nu-i la timp adus materialul care trebuiește pentru lucru. Constantin Vlas susține că antreprenorul a recurs la aceste modificări pentru a completa cheltuielile care vor apărea la întreținerea edificiului. E la doi etaj de 300 de locuri, nu e suficient pentru Căușani, în loc de 400. Da, dar jos centru comercial? Păi și e normal cu ceva, dar cu ce îți completeze toate cheltuielile? Dumneavoastră vă dați seama, căldură și așa altele. Cu cisco, asta eu le-am propus să fac sala aceea, acolo în două. La bun început a fost proiectul ăsta. Da, dar se încălzește tu trei niveluri. Sunt trei niveluri, se primește, vin 10-20 de oameni. Sunt cheltuieli mari la încălzire. Cu toate acestea, fiul regretatului actor de la Căușeni, Octavian Grigoriu, susține că principalul obiectiv al construcției este cinematograful. Va fi o sală mare de bază, care va...
așa sperăm să fie între 250-300 de locuri, o să vedem cum se vor aranja foarte bine și iarăși vă spun o scenă asta polivalent unde se vor putea prezenta și spectacole dramatice și spectacole concert, să invităm artiști de valoare. Locuitorii raionului au păreri împărțite vis-a-vis de acest cinematograf. Bancuri am cam pistat loc sunt, dar cinematograf e unul și trebuie de îngrijit care este. Da, mai trebuiește în ziua de azi, că toți au computatoare, au televizoare moderne. Parmis că asta în centru și trebuie ceva mai văd că și McDonald's de când se face și încă nici azi nu-i gata. Că nu avem niciun cinematograf în Căușeni și ar trebui unul. Să ieșim, iată așa, cu familiile, cu copiii. Vă reamintim că ideea inițială a fost reconstrucția unui cinematograf în memoria actorului Grigore Grigoriu, născut la Căușeni. Investitor fiind feciorul acestuia, Octavian Grigoriu. Construcția trebuie să fie gata până în toamna anului 2014. După renovare, cinematograful urma să poarte numele de Grigore Grigoriu. Recent, orașul Florești a avut parte de câțiva oaspeți deosebiți. Este vorba de reprezentanții guvernului Japoniei în Ucraina și Republica Moldova, care au venit cu o vizită oficială în orașul Florești. Tanaka Yoka este al treilea secretar al ambasadei Japoniei în Ucraina. A relatat că vizita nu este una obișnuită, dar are la bază întemeierea unor relații de parteneriat de lungă durată cu autoritățile locale. Recent, orașul Florești a avut parte de câțiva oaspeți deosebiți. Este vorba de reprezentanții guvernului Japoniei în Ucraina și Republica Moldova, care au venit cu o vizită oficială în orașul Florești. Tanaka Yoka, al treilea secretar a ambasadei Japoniei în Ucraina, a relatat că vizita nu este una obișnuită, dar are la bază întemeierea unor relații de parteneriat de lungă durată cu autoritățile locale. Я представляю посольство Японии в Республике Молдова, которая находится в Киеве. Но я сегодня присутствую для того, чтобы рассмотреть потенциальный проект, который представлен вашей больнице районной. Problema care s-a discutat a fost insuficiența aparatelor medicale de diagnostic și tratament din cadrul Spitalului Raional Florești și modalitățile prin care se poate procura aparataj nou și performant pentru îmbunătățirea condițiilor de diagnostic și tratament în Raionul Florești. В этом проекте нам как это нас просили приобретение нового медоборудования, которое необходимо для улучшения качества диагностики в больнице. Пока мы уровне рассмотрения, поэтому нам сложно точно сказать конкретное оборудование. Până în prezent, pentru Spitalul Raional Florești au fost alocați peste 1 milion de euro din partea unor sponsori din Olanda și 2,5 milioane lei din partea Consiliului Raional. În cadrul ultimei ședințe a consilierilor raionali a fost discutată și propunerea de a se pune la licitație o construcție ce aparține spitalului pentru demolarea și restabilirea acesteia. Din cauza condițiilor grele de trai și lipsa locurilor de muncă, tot mai mulți moldoveni doresc să plece din țară. Din cauza condițiilor grele de trai și lipsa locurilor de muncă, tot mai mulți moldoveni doresc să plece din țară. Păi avem familie, avem copii care trebuie să întreținuți și după, cum știți, la noi nu beneficiem toți de locuri de muncă și suntem nevoiți să plecăm. Pentru că e starea grea de lucru la noi în Moldova. Pentru că e... În Moldova, e foarte, foarte greu de făcut o capetă. Cum credeți, o să vă descurcați? Eu aș crede că așa, că cu limba ca cu limba, dar cu lucruri aș crede că ne-o descurcat foarte bine. Eu cred, da. Eu mă descurc pentru mine. Desigur că cred că starea fizică, psihică, tot ne permite... Să dea Domnul să ajungem și atunci vom vedea. Ce specialitate? Tencuitor. Zugrav și tencuitor și mai multe specialități. Mm-hmm. Astfel, în baza acordului încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin intermediul agențiilor teritoriale, selectează 1.000 de muncitori moldoveni doritori să lucreze în Israel. Lucrătorii angajați conform acordului dintre statele Israel și Moldova vor beneficia de aceleași drepturi ca și cetățenii băștinași, adică izraelieni, și se vor bucura de aceeași protecție în conformitate cu legislația privind
asigurarea locurilor de muncă. Muncitorii moldoveni selectați vor semna un contract de angajare pe un an cu o companie a forței de muncă din Israel. Prin sentința judecătoriei Șoldănești, primarul de Șoldănești a fost condamnat la 4 ani de privațiune de libertate, cu termen de probă pe 3 ani. Managerul întreprinderii Piața Șoldănești a fost aplicată ca pedeapsă de închisoare pe termen de 3 ani cu escortarea lui din sala de judecată. Prin sentința judecătoriei Șoldănești, primarul de Șoldănești a fost condamnat la 4 ani de privațiune de libertate, cu termen de probă pe 3 ani. Managerului întreprinderii Piața Șoldănești i-a fost aplicată ca pedeapsă închisoare pe termen de 3 ani cu escortarea lui din sala de judecată. Continuarea examinării cauzei a fost precedată de un miting al unui grup de comercianți. Aceștia au scandat jos tinică, jos mafia de la piață. Dorim să fim auziți și să vadă lumea că sunt nereguli și nu se respectă legea în Republica Moldova și mai ales la Șoldănești. Și cerem suspendarea din funcția primarului și a lui Pălăduță, cât merge procesul. Noi să cutim că trebuie să fie suspendați, cum s-a intentat dosarul penal. Sunt nemulțumită cu acțiunile domnului primar, că dumnealui până amul i-am fost bun, acum s-a adus un om de-al lui care caut să ducă întreprinderea la pierzare cum a fost și până acum. Potrivit procurorilor, primarul orașului Șoldănești, Alexandru Tinică, împreună cu administratorul pieței din localitate, Andrian Pălăduță, au comis abuz de putere care s-a soldat cu urmări grave intereselor publice, drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice și juridice. În acest scop, prin abuz de serviciu, ei refuzau să elibereze autorizații de funcționare în piață. A mai fost constatat că prin încălcarea legislației în vigoare, primarul centrului raional l-a concediat pe managerul întreprinderii Șoldănești Servicii. Cazurile indicate au fost subiect al examinării și la Curtea Supremă de Justiție, care a dat câștig de cauză solicitanților. În ansamblu, prin acțiunile sale, inculpații Alexandru Tinică și Andrean Pălăduță au adus prejudiciu bugetului local în valoare de peste 250.000 lei. Și mă văd acum la moment în bază la ce s-a deschis dosar penal. Eu nu știu cum să vă lămurez dumneavoastră. Dacă chiar și, de exemplu, au încălcat Pălăduță și cu primarul și au încasat banii ăștia ilegal, asta e dosar civil, oameni buni. În mod de regres, procurorul trebuie să încaseze din pe unul și de pe altul banii ăștia în folosul statului, dar nu se deschid dosar penal. Deci, prin sentința de astăzi, instanța de judecată i-a recunoscut vinovat pe primarul orașului Șoldănești în comiterea infracțiunii prevăzute pe 328 alineatul 3 cod penal exces de putere și 327 alineatul 2 abuz de putere, condamnându-l la 4 ani închisoare cu aplicarea articolului 90 fiind condiționat suspendat executarea pedepsei, stabilind un termen de probă de 3 ani, cu privare de dreptul de a ocupa funcții în domeniul administrației publice un termen de 4 ani. Managerul șef al întreprinderii municipale Piața Șoldănești a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 327 alineată 2, fiind stabilit ca pedeapsă închisoare pe un termen de 4 ani, ultimul fiind luat sub arest din sala de judecat. Procuratura va examina legalitatea sentinței, deoarece noi am solicitat o pedeapsă mai gravă pentru ambii inculpați. Vom vedea motivarea instanței și ne vom aplica ulterior privitor la necesitatea contestării sentinței în cauză. Prin hotărâre de judecată, de la inculpații Andrean Pălăduță și Alexandru Tinică vor fi încasate în mod solidar 141.000 de lei, iar de la Alexandru Tinică vor mai fi încasate suplimentar 40.460 lei. Sentința este cu drept de apel în instanță superioară. Doamnelor și domnilor, acesta a fost buletinul de știri al zilei de astăzi prezentat de Vasile Saulea. Eu vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!